Bine m-a regăsit, prieteni. Era să râd în hohote, dar m-am oprit în semn de respect pentru istoria tranziției acestei țări. Am văzut o știre bestială. Acum se nimerește să fie domnul Ciolacu, să creadă lumea care am ceva cu el. Am ceva cu el, dar ești prim-ministru și te afli în atenție publică, în mijlocul evenimentului, în iureșul lor. Să vă punem și dumneavoastră pe acest mare televizor din spate, zice domnul Ciolacu. Stimați români, am multe defecte, dar cu siguranță nu pot să mint. Azi se termină cu șmecheria. Domnul Ciolacu, dacă vă amintiți, era acel domn care spunea, de nu știu câte ori a spus, că nu se măresc taxele, că nu vor crește taxele. Acum, sigur că domnul Ciolacu poate redefini, cum să zic, minciuna. Are o nouă definiție. Ce-i minciuna, ce-i adevărul? Deja picăm în tot felul de capcane filozofice și ne este foarte greu să discernem. Poate fi un adevăr socialist, poate fi un adevăr privat, poate fi un adevăr mai ciuntit, adevărul e dincolo de noi, am văzut eu la dosarele X chestia asta, plus spune foarte clar, asta se termină cu șmecheria. Dacă într-adevăr se termină cu șmecheria, presupun că își dă demisia guvernoare. Băi, eu așa mă gândesc. Pentru că au încercat o șmecherie cu pilonul 2, nu le-a ieșit. Da? O doamnă de la PSD, secretar de stat acolo la Boloș, la finanțe, a vrut să naționalizeze. Ăla nu i-a ieșit, din fericire, pentru că au sărit liberalii. Liberalii au puține sărituri în fazele astea. Ei vor să fie mulțumiți cu statutul de remorcă, de un fel de subaltern, de... Știi, este în teatru chestia băiatul care duce tava. Știi? Duce tava, adică ăia care erau debutanți și învățau mișcările scenice, ăia aveau o mare satisfacție când regizorul îi băga în seamă și îi punea așa să meargă pe scenă, să ducă o tavă în mijlocul spectacolului. Ce va inventa el acolo ca să se simtă și ăla util? Și ăla era, ăla care ducea tava era fai de capul meu, ce Jack Nicholson, mă. Ce Bruce Willis, ce Radu Beligan. Eu, mă, eu duc tava. Înțelegi? Ceva în genul ăsta este și PNL-ul astăzi. Mergem mai departe și ați văzut că s-a spus foarte clar că, domnule, românii trebuie să aibă la ce să se întoarcă în țară. Doar că m-am uitat, am făcut niște materiale pe YouTube. Găsiți astea pe Sabin German Oficial, youtube.com, le găsiți o grămadă, vreo 2000 de materiale. Și multe, multe comentarii, bă, m-au pus pe gânduri. Uite aici, îmi zice Ursescu, o să intrăm și cu Ursescu la un moment dat, pe alt subiect. Mă gândeam să deschid un PFA. Ursescu stă în Suedia. M-a convins Ciolacu să n-o fac. Mă împac cu ideea că România e o țară de vacanță, unde mă duc să văd ceva munți, dar mulți oameni triști. Doar 1% sunt cetățeni, restul CNP-uri. Bă, ăsta e un mesaj foarte trist. Foarte trist pentru o țară care se pretinde neeuropeană, se pretinde a fi modernă, care încă mai crede că e în secolul 21 doar pentru că are viteză la internet. Adică vorbim despre niște oameni care s-ar întoarce mâine dacă ar avea la ce. Și să știi că nu e ușor să stai în străinătate. Și nu de-aia că ți dor ție de România. România e o chestie abstractă. România e așa o chestie de poezie patriotică. România, și când ești aici, și când ești în străinătate, înseamnă părinții tăi, copiii tăi, neamurile tale, prietenii tăi, amintirile alea, mirosul ăla de cozonac și de sarmale care mai adastă din când în când de Crăciun prin case, mirosul ăla de fum, de lemn, atunci când treci pe lângă o casă de aia care face foc cu lemne, o slănină afumată, o merdenea, da, o chestie de astea de, știi, amintiri simple. România poate fi, cum să zic, poate fi o madlenă de aia de-a lui Proust. Știi că Proust are dita mai cărțoiul, atâta în căutarea timpului pierdut și totul începe de la o prăjitură de aia. Eu nu suport prăjitura aia, madlena aia. Mi se pare un fel de aluat în care o băga careva zahăr. Înțelegi? Dar lui ăsta îi plăcea, că așa erau prăjiturile altădată. Ok, și de acolo începe el să-și amintească, tu ai, mama mea, ce e acolo? De o nebunie. Ceva în genul ăla este România. Madlena lui Proust. Ok? Oamenii s-ar întoarce. Că, na, mai ales când ai, așa te apropii de 50 de ani, parcă vrei să-ți spui povestea.
Știi? Întotdeauna când te duci în străinătate și te întâlnești cu prietenii, fiecare spune povestea timpului pe care nu l-a petrecut cu ăla alt. E o chestie de asta destul de și ciudată și faină, dar îți dai seama că acolo deja poți redefini nostalgia. Nu e nostalgia byroniană în care stă ăla așa, știi? Și se uită peste munți, privirea bovin speculativă, bovin contemplativă, nu e așa că, domnule, mă gândesc la marile afaceri ale omenirii. Nu, nu, nu. România lucrurilor simple este România aia de care ți-i dor doar pentru că ai vorbit cu măta la telefon. Noi, așa se întâmplă. Și aici vin niște comentarii. Ionel Cojocariu. Bună ziua, domnule German. Mă gândeam ca la anul să mă întorc în România din Marea Britanie. Definitiv. Să înțeleg că nu-i cazul. Îmi plânge sufletul. Udvar Iosif. La anul după alegeri va fi prăpăd în România. Îmi permit să vă sfătuiesc să amânați planul de revenire în țară până după alegeri, răspunde lui Cojocariu. Eu cred că degrabă nu o să vă întoarceți. Îmi cer scuze că v-am deranjat. Ursescu, iarăși. Mai stai până după alegeri să iei decizia. Eu urmăresc fenomenul din Scandinavia. Implică-te cel puțin civic, nu renunța la vot. Pentru mulți dintre noi, România devine destinație de vacanță sau destinație de pensie. Ted Life, și eu tot din UK, planul este să mă întorc în decembrie, nu știu ce dracu să fac. Astea sunt mesajele de la oameni reali. Oameni care se gândesc probabil de ani de zile cum să facă să revină. Probabil și-au făcut niște bănuți acolo. Cât de cât. Copiii aranjați, de obicei copiii nu mai vor să revină, dar ei zic, bă, la bătrânețe mă duc, că mai știu eu pe Costică ăla cu care, bă, în clasa 11 am băut prima bere, mă. Bă, s-au întras primul chiștoc de Carpaț fără cu Mărioara, acolo, după Buda școlii. Sau am fost cu Vasile la colindat. Știi? Răbufnirile astea, memoria asta, așa, ca un fel de electrocardiogramă de atât. Știi? Cu asta, la asta vor să revină. Dar le este frică să revină. I-a înspăimântat guvernul României. Cel care ar trebui să aibă, cum să zic eu, viziunea unei românii deschise pentru toți cei care ar vrea să se întoarcă. Doar că n-au la ce. Știi, seamănă cu chestia lui Eminescu. Eminescu era un tip destul de ciufut. Știi? Ăsta, când îl apuca, stătea nopțile, da, băga cafele și două pachete de țigări pe noapte. Da? Și mai venea câte unul când era la Viena. Bă, salut, bă, Miță, Mișu, Mihai, cum te-o chema? Și ăsta deschidea ușa și zicea, la ce ai venit? Zbâng, și ușa înapoi. Astea sunt relatările confraților contemporan cu el. Da? Ceva în genul ăsta e România. La ce ai venit? Ce cauți bă aici? Du-te că n-am vreme de tine. Asta face guvernul României. Guvernul României care nu înțelege că bagă țara într-o depresie profundă. Și știi cum o bagă? Făcând tot felul de porcării cu gândul numai și numai la aia care votează. Dacă guvernul ăsta ar fi deștept și ar pune problema așa. Mă, vin numai 40% la vot. În cel mai bun caz. Oare ăia 60% ar veni dacă aș propune un program de reformă profundă, în primul rând, a statului? Oare n-ar trebui să iau și în seamă și pe ăia care au tot așteptat 30 de ani reforma și s-au săturat și spun acum, bă, m-au mințit și ăia, ce dracu să fac? Să mă tot duc la vot, să aleg pe listă pe Cutărescu, pe Cutărescu, pe Cutărescu? Ai văzut că la Vaslui mâna dreapta lui Buzatu a devenit, ghiși ce, președinte al Consiliului Județean Vaslui. Ăla este un admirator al Cubei comuniste. Admiră tot ce înseamnă comunism. Vai, Cuba, ce frumos, ce nu știu cum. Și ți-a dovedit partidul că îi se rupe de scandalul care a fost cu peștele pus acolo și cu ăia 250.000 de euro. Mai mult decât atât. Am văzut că ne transformăm încet, încet într-o republică de asta iraniană. O să-i spun totuși Republica Iraniană, deși... Adică ne transformăm într-o sumă de astea de triburi bisericoase și sărace. Atenție! Și nu este vorba despre Biserica Ortodoxă Română ca instituție, da? Ci despre tot felul de tentacule ieșite din corpul ei sau pur și simplu oameni care își permit din interiorul ei să facă tot felul de porcării. Bun? Și mi-arată în primul rând Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt. Care vine, uite, și arată de la Ortodox Info, pentru o dreaptă informare, Doamne, miluiește, popa prinde pește, muzica clasică este de la Satana.
Și vine Vasile Bănescu, asta e o chestie foarte, foarte bine că vine, bun, și spune foarte clar, imediat o să vedeți, în a doua fotografie. Tăcerea în fața acestei toxice, și-a spune eu, idiote, ideologii religioase, numită ortodoxism, ideologie care parazitează lacom ortodoxia și care e promovată de figuri descompuse de ură neputincioasă față de imensa cultură creștină, care a rodit Europa, devine o tăcere complice, vinovată în mod direct proporțional cu înălțimea înțelegerii martorilor muți din interiorul comunității biserice. Și sunt o grămadă, tată. Deci dacă vezi, dacă vine un străin în țară care e un bălmăjit cât de cât românește și vede pe site-urile și pe toate paginile de Facebook câte chestii de astea cu ortodox, ortodox info, ortodox nu știu de care, are impresia că biserica ortodoxă este o biserică de asta de talibani. Ori nu este așa. Doar că, și aici este poate și greșeala bisericii ortodoxe, astea n-au fost rase de la rădăcină și de la început. Da? Au tot crescut. Și a fost un fel de tăcere complice de care vorbește Bănescu, a fost și în rândul bisericii. Ca să nu cumva să iște nemulțumiri, scandaluri. Deci, amintiți-vă de Teodosie. Teodosie, pă, ăla e ca un fel de Stalin de Constanța. Ok? N-a nicio treabă. Amintiți-vă de Iustin Pârvu. Cel căruia, la 92 de ani, călugărițele îi cântau Sfântă Tinerețe Legionară sau Trăiască Garda și Capitanul, tot felul de imnuri de-astea. Și oamenii erau cumva, băi, băgați acolo, îmbăloșați de patriotisme. Eu cred că biserica ar fi trebuit să ia atunci decizia câți ani ai, băi, legionarului, 92. Băști! Eject! N-ai decât să stai într-o peșteră, să stai acolo, să urli și să faci tot ce vrei tu. Biserica este, cum să zic, o instituție a păcii. Nu este instituția ucigașilor, da, care au fost legionari. Mă duc mai departe. Da? La televiziuni, tată, care primesc milioane de euro de la stat. Ceva emisiune Voi cu Voi cu pe la Antena 3, rugăciunea prin care călugării devin invizibili. Bă, cum să faci chestia asta, bă? Pământul este plat. Mai venea și Olivia Ster cu dârele albe care ne fac să, nu știu ce facem, să dansăm ca pelicanii prin ogradă. Adică, numai pentru audiență? Păi bă, tată, stai, dacă e pentru audiență, mă ține chestia asta. Nu mă ține, că m-aș fi dezbrăcat în pielea goală să mă prezint niște știri. Să am audiență, tată. Și atunci aveam, se uitau 3 milioane, 5 milioane de telespectatori la mine și spuneam, bă, da, eu sunt tipul cu cea mai mare audiență din România. Ok? Și? Poți să pui pe oricine aici în pielea goală, da? Și va avea audiență. Este audiență etică. Adică, da, rugăciunea prin care ăștia devin invizibili. Nu se mai opresc, bă. Nu se mai opresc. Goana asta tâmpită după audiență. Să fim noi acolo, să ne îmbăloșăm în audiență. Mai departe, ora de Sibiu. Arhiepiscopia Sibiului cere interzicerea difuzării filmului despre Arsenie Boca, programat la festivalul Astra Film. Astra Film, unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film. O, aoleo, v-ați atins de Arsenie Boca, vine arhiepiscopul, și atenție, Sibiului, să spună, domnule, nu-i bine. Nu-i bine, nu cumva să vă atingeți de Arsenie Boca, că noi vrem să-l canonizăm, vrem să facem ceva sfântuleț de ăsta de trilei, da? Ok, o să spuneți, aha, și a zis că nu-i biserica ortodoxă. Nu, pentru că, de mai departe, Bănescu, de la Patriarhia Română. Biserica nu poate și nici nu-și propune să interzică vreodată ceva în spațiu public. Solicitarea Arhiepiscopiei Sibiului este una strict locală, eparhială. E adevărat. La câte șuturi au luat în gură bisericile în timpul comunismului, ar fi culmea să vină să spună interziceți filmul. Dar, pe de altă parte, domnul Bănescu, nu poți să spui că este doar o problemă locală. Pentru că problema aia locală și ce va face? Sunt un tânăr de 20 de ani. Vreau să văd filmul ăla despre Arsenie Boca. Nu că aș crede sau n-aș crede. Că nu, dacă nu-mi place filmul, nu înseamnă că nu mai cred în Dumnezeu. Sau dacă îmi place filmul, o să mă duc la biserică. Nu. Asta e o chestie de curiozitate cinefilă, ca să nu zic culturală. Și totuși vine arhiepiscopul ăsta de la Sibiu, care, hopa, domnul, nu-i bine cu Arsenie Boca. Evident,
Evident, și Astra spune foarte clar, e bine și asta, deci în timp ce sunt provocările astea, iată jurnaliștii de la Recorder amenințați de nevasta unui preot implicat în afaceri dubioase, dacă te văd la mine la poartă, te iau la bolovani. Adică, tată, să ne stresăm. Deci, până la biserică. Când intru în curtea bisericii, îți de la pocăit care, Doamne miluiește, coate și în genunchi, dă-i să meargă. Când te-am prins la mine la poartă, îți trag niște bolovani în cap de nu te vezi. Și atunci te întreb, bă, totuși, ce fel de stat suntem? Nu cumva ne transformăm încet, încet, în unele părți, vezi Sibiu, în Iran. Pentru că, nu știu dacă o să am fotografia aici și dacă o să apuc să o pun pe video, dar am văzut, mi-a trimis Pojoga, care era în Brașov zilele astea, a fost o lansare de carte despre aia care au suferit în pușcările comuniste cu streza, zice, cu tot felul de popi. Da? Ce a apărut în Brașov? Vezi, Cosmin, că s-a trimis? Stații de autobuz, tată. Și o să vă arăt unde duce talibanismul ăsta. Și după aia ne ocupăm și de alte chestii. Ca să înțelegeți, o să fie niște autocolante care sunt lipite pe tot felul de chestii din Brașov. Astea sunt autocolantele, evident, Vazlui, Dorobanț, nu știu ce, veniți de, nu mai trebuie să vă spun din ce regiune au venit, și dacă îl dai pe ăsta mare, o să-l vedeți imediat, și dă-l mare, mare, ca să înțeleagă toată lumea de ce, poți să-l dai mai mare, da? Deci aici scrie, dă-l mare, exemplul său, lupta noastră, Corneliu Zelea Codreanu. Ok? Ăsta este ortodoxismul de care vorbea Vasile Bănescu. Și este o chestie care trebuie să ne pune pe gânduri. Așa s-a întâmplat în epoca interbelică, când o mulțime de popi, în frunte cu Miron Cristea, cu patriarhul, un jec de om, ok? Au mers către ideea asta naționalistă. De acolo până la violență n-a mai fost decât un pas. Prima victimă chiar, Stelescu, celebrul Stelescu, tristul celebrul Stelescu, da? Un legionar care a îndrăznit să-i spună lui Zelea Codreanu că, bă, pe tine nici nu te cheamă măcar românește, că tu ești Zelinski, nu ești Zelea Codreanu, da? Și pentru chestia asta, ăsta și-a trimis 11 talibani religioși, teologi, liceu, facultate de teologie, care l-au hăcuit în spital și a prins poliția în timp ce dădeau cu cuțitele el, da? Și murmurau cântece religioase bizantine, ortodoxe. Vrem acolo? Spre cinstea lui, Bănescu pune frână. Atâta cât poate un om. E adevărat că o bibliotecă imensă în spate, e adevărat, nu trebuie să fie toată lumea de acord cu el, nici eu nu sunt de acord cu tot felul de chestii pe care le spune, presupun că de dragul democrației nici el nu este de acord cu tot felul de lucruri pe care le spun eu, dar esența este alta. Esența este că până nu pui onestitate, inclusiv în incursiunile astea publice ale unora din biserică, nu o să rezolv nimic. O să spună unii, iar are asta ceva cu ortodoxia. Nu, nu, cu ortodoxia niciodată. Ci cu aia care fac din ortodoxie ideologie, adică ortodoxism. În momentul în care dintr-o religie, indiferent care este ea, și s-a făcut și din catolicism, vezi, Franco, ok? Când faci dintr-o religie ideologie, am pus-o cu toții, băieți, că este scandal. Scandal de ăla despre care înveți în cărțile de istorie și vizitezi din când în când, ca la Verdun, nu-i așa, cu sute de mii de morminte, tot felul de cimitire în care un ghid, de obicei, în vârstă, îți spune de ce este importantă pacea și de ce este important să înțelegi diferența. Chestiunile astea sunt foarte, foarte greu de explicat unui popor care are 2,1% PIB în educație. Nu știu câte minute mai am până la publicitate. Mai am vreo 3 minute jumate. Uite, numai bine să discutăm despre... N-am vrut să fie emisiune de bancuri, dar discutăm despre directorul prins cu șpagă. Vine directorul prins cu șpagă și zice în felul următor: domnule, ca să nu fie furați banii ăia, eu i-am băgat în propriu, în portofelul meu. Adică, bă, ce să-i mai zici unuia care ăsta?
îl dai acolo la o școală de aia de corecție, îl pui să stea, nu știu, pe genunchi, pe ce să-l pui? Ce să-i dai? Să-i dai coș de nucă? Să-l pui pe grăunțe de cucuruz în genunchi? Să-l porți așa prin sat? Am furat, am luat șpagă, nu. Am zis, bă, poate înțelege din BD la frunt, la munte și la mare, să vadă ce e aia, mă, că și acolo în pușcărie se învață, dar poate că în pușcărie o să învețe. Oare ți-ai pregătit video? Nu mă aude regia, că e surdă. Atunci dă-l, mă, video. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22-22-22. Bun. Foarte bine. Eh? Da. Înțelegi? Găsești pe stradă, găsești în portbagaj, un portofel, o geantă maro. Sigur că la ăștia nu se întâmplă nimic. Despre chestiile astea nu vorbește nimeni, despre când e vorba de buget. Uite, mai știm cu toții un patron de televiziune, un fost patron de televiziune care și-a lăsat averea la fete, ok, care ar trebui să plătească 60 de milioane de euro. Bă, 60 de milioane de euro când ești cu spatele la zid înseamnă ceva. A, dar nu putem deranja, că ne mai invită din când în când la televiziunea lui și stăm acolo numai noi și povestim și poporul ne crede. Așa de bine ne crede poporul. Noi când spunem cresc pensiile, le creștem cu 15 lei și prețurile cu 200. N-avem nicio problemă, domnule. Nu, pe noi ne iubește poporul. A, știi că dictatorii întotdeauna sunt iubiți de popoare. Dacă te uiți, bine că după aia, exact popoarele alea, la prima chestie, le dau câte o șut în gură. Știi, în 71, Noriega era pe val, șeful serviciilor secrete din Panama. Știi? În 81, lovitură de stat, ăla la mare Trujillo, ăla sau cum îl cheamă, moare într-un accident de avion cică, ok? Unii zic că a explodat, martorii ziceau, băi, a explodat în aer, alții spun, nu, că la sol. Da? Și Noriega devine dictator. Bă, tată, și începe naționalismul, catolicismul, ca să vezi cum a băgat și religia, popii după el, poporul după el, până vin americanii și zic, băi, băiatule, totuși, noi am făcut canalul ăsta Panama pentru întreaga economie a lumii. Ăsta a început să ucidă, să omoare, să n-avea nicio treabă. În 3 zile l-au dat americanii jos. Știu unde au plecat să se ascundă? În nunțiatura catolică, în un fel de ambasada Vaticanului din Ciudad de Panama. A stat acolo 3 zile, căcăcios, speriat, înspăimântat, mor de frică. O să mă omoare, o să mă omoare. Și o să-și aibă, prostule, că unde... Da, dați-mi o uniformă militară, că eu sunt foarte mândru, da? Și a ieșit un uniformă militară de aia de general, evident, 17 ani de pușcărie prin Franța și după aia mor de cancer, ca orice dictator care se respectă. Înțelegi? Asta nu pricepe lumea, bă, tată. Într-o zi o să vă vină sfârșitul. Nu există nemuritor nici în politică, nici în șpăgărie. Publicitate, că la șpăgărie și la pendulă și la tot felul de chestii de astea, învii în rime, în cap și nu-i bine. Bine m-a regăsit la partea a doua. Intrăm direct în legătură cu Suedia, cu Gabriel Rusescu. O să vorbim nu doar despre subiectul cu China, am pregătit un astfel de subiect, dar o să povestesc și despre mesajele pe care Gabriel Rusescu le-a dat și le-ați văzut pe ecran la începutul emisiunii. Da, m-aș întoarce, am vrut să-mi deschid un PFA. Mă sperie ce se întâmplă în România, așa că România devine o țară de pensie sau o țară de vacanță. Bună seara, Gabriel Rusescu! Bună seara dumneavoastră și urmăritorilor dumneavoastră. Eu am pus 2 mesaje ale dumneavoastră. Ați vrut să veniți în România. Știu că sunteți foarte, foarte activ în țara asta, civic vorbind. Ok? Și totuși aveți spaima asta de a vă întoarce. Eu vă înțeleg perfect. Eu am spaima de a rămâne. Exact. Cred că mai mulți români sunt în același sentiment. Mi este dor de țară, să fim înțeleși. Mulți care suntem plecați, noi ne iubim țara, locurile natale, vrem să facem și chiar facem ceva pentru ea,
doar prin simplu fapt că trimitem bani familiilor, prietenilor, prin faptul că poate mai cumpărăm sau mai renovăm o casă. Dau un exemplu. Sau că ne facem vacanțele acolo. Dar din păcate, datorită faptului că clasa politică nu este în stare să ia deciziile cele mai corecte, cred că venirea în țară va fi doar o himeră. Aici aș vrea să mă duc un pic mai departe. Am văzut la un moment dat și am și pus pe ecran comentarii din UK, comentarii din Suedia, comentarii din Germania, comentarii din Franța, ale unor oameni care s-ar întoarce mâine să-și facă o mică afacere. Sau pur și simplu, știi, când te apropii de 50 de ani, parcă vrei așa aroma vremurilor trecute, alea în care ți-amintești, nu neapărat de poeziile patriotice cu Românie, partid, etc., ci pur și simplu atmosfera aia faină care exista și care poate și pentru copiii noștri, dacă au 10-12 ani, există acum. Vă oprește practic ce? De ce vă e frică? De economia care se va prăbuși sau nu se va prăbuși? De instabilitate? De ce? Instabilitate politică, dar aș pune pe primul loc corupția. Corupția este la un asemenea nivel, legăturile dintre diferite interese este atât de mare încât tu, dacă vii bine intenționat, vii cu capital, vii cu experiență, vii cu altă mentalitate, efectiv ești hăcuit de cei care drămuiesc, să zic așa, zona în care tu ai dori să investești. Sunt și cazuri fericite în care oameni din diaspora au reușit. Dar dacă este să se facă o statistică, veți vedea că în ultimele 2-3 ani de zile și poate chiar mai mult, mulți au venit cu sufletul, cu banii și au plecat după câteva luni de zile sau după 2 luni de zile au plecat înapoi, fiindcă nu există stabilitate fiscală pentru antreprenori, nu există digitalizare, nu există o predictibilitate. De fapt, ăsta este cuvântul cheie. Vorbeam cu cineva astăzi, se pregătește să plece înapoi în Spania cu toată familia. A venit, a stat un an de zile, a spus nu mă pot obișnui cu sistemul, pur și simplu nu înțeleg cum rezistați voi aici și nu-i vorba de bani. Că de bani deja, de bine de rău, există o clasă mijlocie care poate să stea liniștită cât de cât. Da? Exact. Financiar vorbind. Dacă vorbim de predictibilitate, toți suntem dați peste cap. Dar omul pleacă înapoi, săptămâna viitoare, cu toată familia, în Spania, pentru că pur și simplu zice, aici te sufocă atmosfera asta de alertă continuă. Și în povestea, pare că este China. Omul este un specialist foarte bun în motoare termice, care a stat și vreo 3 luni în China. Și îmi spunea, România începe să semene cu China. Acolo, dacă ești în partid, o duci bine. Și aici deja m-aș apropia un pic de subiectul pe care noi l-am discutat și ieri la telefon. Ce face China, încet, încet, cu soft power ăla, da, prin tot felul de instituții Confucius, prin învățarea limbii chineze prin Occident. Există mulți copii fascinați, așa este normal, de exotismul limbii chineze, de exotismul culturii chineze, de depărtarea exotică la care e China. Și înveți chineză cum? Exact. Este un fenomen care este prezent de ani de zile în învățământul suedez, dar să vedeți cum. Fac aici o paranteză. Sistemul suedez de învățământ dă posibilitatea celor care au emigrat să-și învețe limba maternă, mai ales cei care au dublă cetățenie. Și asta este valabil și pentru români, bineînțeles. Ei bine, există o emisiune gen Recorder la noi și care a documentat acest caz și a făcut niște concluzii foarte, foarte neplăcute pentru statul suedez. Țin să vă spun că la momentul actual sunt peste 1500 de firme cu capital chinez 100% în Suedia sau parțial. Și nu vorbim despre buticuri, despre restaurante chineze, vorbim despre multinaționale cum este Volvo. Ei bine, întorcându-ne înapoi la soft power-ul suedez, ei bine, legile suedeze dau această
oportunitate copiilor să învețe limba chineză, doar că statul suedez, statul chinez, pardon, a reușit să își introducă în platforma școlară manualele chinezești, acele în care doctrina nu este pe față, ci este cu mesaje subtile, subliminare, de gen cuvinte revoluție, gen Taiwan, și în aceste manuale intră în contradicție cu programa, dau un exemplu la geografie, intră în contradicție cum? Dacă manualele chinezești arată Taiwanul ca și parte a Chinei, în manualele suedeze Taiwanul este țară desprinsă de, mă rog, independență. Țară separată. Exact, exact. Și prin acest mod reușește, atenție, din 20 de comune care au fost în acest reportaj, în 19 dintre ele, partidul chinez a reușit să introducă aceste tipuri de manuale și aceste tipuri de mesaje. Exact, exact. Și de fapt este vorba despre controlul direct sau indirect al diasporei chineze. Bun. Și există ceva consecințe? Statul suedez a luat la cunoștință? Pregătește ceva? Există o declarație? Deocamdată nu s-au sesizat atât de tare, dar bănuiesc că după acest reportaj lucrurile vor lua altă turnură și țin să cred că primul semnal a fost acum câțiva ani de zile, când naivitatea cunoscută a suedezilor a reușit cumva să realizeze că statul chinez în Suedia, vorbim doar despre Suedia, reușește prin diferite metode să-și impună punctul de vedere și mai mult decât atât reușește să pună în pericol informațiile de stat suedeze. Asta înseamnă că vom asista încet încet la o diasporă foarte, foarte antrenată și dresată. Și o să vă dau și un exemplu exact. Meu din Franța. Am cunoscut un domn, o familie de chinezi, impecabil cultural, intelectual, adică cu doctorate, cu absolut tot, trimiși de China în Franța. Dar visul cel mare al omului, al chinezului, era să se întoarcă și în China și să ocupe o funcție în Partidul Comunist. Pentru că spunea, indiferent cât de bine aș trăi în Franța, nu se compară cu ce îmi dă Partidul Comunist Chinez, și zicea, dacă sunt cu minte, adică un fel de prim secretar, cum erau la noi. Exact, exact. Și vreau să vă completez, domnul Sabin German. Este vorba despre un document legiferat al Partidului Chinez, în care spune că orice cetățean și orice firmă are obligația să raporteze într-un fel sau altul structurilor chineze de informații. Așa se face că inclusiv o parte din firmele cu capital privat, ele, dacă vor să se dezvolte sau să crească, dar totuși au o legătură umbilicală cu China, sunt nevoite și din anumite interese să facă niște rapoarte Partidului Comunist Chinez. Da, asta se întâmplă în toată lumea, ce să zic, ia oglindă, adică China încă mai merge, mă rog, Partidul Comunist Chinez merge pe ideea că orice chinez, indiferent în ce parte a lumii există, stă, locuiește, da, sau se află la studii, este obligat să fie un bun cetățean și să continue ca și cum ar fi membru al Partidului Comunist Chinez. Exact. Da. Mulțumesc tare, tare mult și pentru răbdare și pentru ora asta și musai să rămânem în legătură. Eu voi continua cu o idee sănătate pe care... Sănătate și numai bine. Sănătate. O idee pe care chinezii au prins-o și cred că încearcă să o speculeze. Adică există un fel de furie de astea mondială n-o să spun săracilor, știi? Că toți au telefoane de 1000 de euro, dar sunt furioși pe bogăția celorlalți. Și o să vă dau un exemplu de la Cannes, de pe Coasta de Azur, unde neocomuniștii, ăștia noi, da? Vin și pur și simplu
devastează sau agresează tot ce înseamnă simbol al bogăției. Îi vedeți aici, activiști pentru climă, stropesc pentru a doua oară cu vopsea roșie, superiactul deținut de o moștenitoare miliardară, miliardarii n-ar trebui să existe. Adică vin cu o furie de asta a ăstora care nu s-au împlinit, nici cultural, nici profesional. Și de obicei, foarte mulți au mers în activismul pentru climă. Clima este un subiect extrem de important, da? Fac o paranteză, vorbeam săptămânile trecute, acum două săptămâni, cu cineva din Calpe, o stațiune foarte, foarte fițoasă din Spania. Adică să vă gândiți, în stațiunea aia, în orășelul ăla, găsiți cel puțin un reprezentant al fiecărui stat din lumea asta. Este o comunitate extrem de bogată. Care îmi zicea omul, băi, dintr-o dată am avut 50 de grade. N-am știut de unde să iau o camionetă cu gheață să-mi arunc în piscină, pentru că era o supă la 40 de grade piscina. Da, două luni la rând a fost caniculă. Se schimbă clima. Deci este un subiect extrem de important. O grămadă de spanioli se mută în nord, către San Sebastian, către Bilbao. Și atenție, este doar începutul. Deci nu punem la îndoială importanța acestui subiect. Punem la îndoială altceva. Dar felul în care, așa zis, și activiști pentru climă înțeleg să atragă atenție, adică cu violență, cu tot felul de abuzuri. De ce? Pentru că eu sunt activist pentru climă și nu-mi pot face nimic. Începând de la Greta, care adoră, cred că, să fie amendată, e păcat că mai sunt de aia care încă profită de boala ei, despre care nu vreau să vorbesc, ok? Ca să fim înțeleși, da? Până la ecoteroriști. Pentru că deja este un ecoterorist social, puneți în ghilimele terorism, în mod evident, nu își dau cu pumnul un bilic să urle Allah Akbar, dar ar trebui să ne pune pe gânduri. De ce? Pentru că îți vine China. China care spune, domnule, uite, la noi sunt, nu păduri verzi, brad, da? Sunt blocuri, uite ce bine se trăiește, pe aici înguțărată de tot felul de poze, uite cum ne-am dezvoltat noi, Marele Salt, etc., etc., etc. Ok? Și ăștia, care sunt niște, vai de capul lor, cultural vorbind și intelectual vorbind, au impresia că trebuie să aducă socialismul victorios în țările occidentale. Da? Și atunci miliardarii n-ar trebui să existe. Adică asistăm, cel puțin în Franța, la o nebunie. Și am două mesaje, sau un mesaj, nu știu câte am, ok? Îmi zice Călin, mentalitatea asta este și în Franța. Cel mai detestat francez este Bernard Arnault, printre cei mai bogați oameni din lume. Și mulți francezi îl admiră și votează cu comunismul, cu comunistul Mélenchon. Dacă facem o comparație între cei doi, primul a creat mii de locuri de muncă, plătește impozite foarte mari și a realizat ceva admirabil. Al doilea a militat toată viața sa și a bătut câmpii. În mentalitatea colectivă, cei bogați au trăit pe spinarea altora. Și atenție, chestiunea asta deja începe să vină și la noi. Adică sunt o grămadă, ieri aseară am vorbit despre chestia asta, porcăria asta cu, mă rog, propunerea federațiilor din turism, cum că, domnule, să punem taxă dacă îți petreci concediu în străinătate. Și am auzit la radio pe unul care zice, bă, să fie taxa de 5 ori mai mare. Și alea, să plătească 10.000 de euro dacă-s magazine. Și să facă. Și ce să fac cu banii? Să-i dea săracilor. Adică, oameni care s-au aruncat singuri la marginea lumii, înțelegi? Pentru că atunci când ai o calificare, sau când chiar dacă ai o calificare, nu ești obișnuit să înveți în continuu, te pierzi. Înțelegi? Oamenii ăștia, stilul ăsta flower power de anii 60, da, gata, s-o gătat revoluția sexuală din anii 60 și acum vine revoluția eco, da, în care toți trebuie să fim cumva prieteni cu natura. Dar ei nu vorbesc despre telefoanele cu care își fac selfie-uri, despre vopseaua cu care măzgălesc iahturi. Toate alea sunt chimicale. Un telefon ca ăsta înseamnă o grămadă de chimicale. Dar ei sunt fericiți pentru că pot să înjure pe cei care au mai mult. Și probabil China se gândește că într-o generație sau două o să fie destui de mulțumiți, sau cum îi numește Harari, oameni inutili. Nu e vorba de inutilitatea ca om, ca specie, ci pur și simplu ca cumva în afara epocii cunoașterii. Ok? Și ăștia vor fi nemulțumiți de serviciu. Pe oamenii ăștia poți să iei încet, încet să-i duci către
nu o să-i zici comunism, dar o să-i zici, o să găsești o chestie care să sune bine, ceva cu etică publică, ceva porcării de genul ăsta. Înțelegi? Și ăștia încet, încet se îndreaptă către extreme. Vă povestea Călin în Franța că s-o grăma cu Mélenchon. O grămadă de oameni cu Mélenchon care e un prost, un comunist. Da? Și dacă te uiți, unul din trei europeni votează partide populiste de extremă stângă sau dreapta, da? Sprijin larg pentru politica antisistem care crește pe tot continentul, asta este din The Guardian. De ce? Pentru că există și euroidioți, oameni care au impresia că a început istoria exact când și-a luat e-majoratul și se termină cu ei, cu prima cărămidă aruncată în geam. Atunci când am vorbit despre gilet jaune, despre vestele galbene, da? S-au uitat câțiva câși. Bine, bă, dar uite, ăia, băi, sunt supărați că, uite, Macron ce face cu legislația muncii, bă, și cum să iasă la pensie, bă, cu 2 ani mai mult. Da? Ei bine, acum se văd efectele. Eu țin minte că eram în Paris, eram la Versailles, na, să iau un taxi, să mă duc la Ménilroi, și taxistul zice... Nu, sunt în grevă. Și zic, da, grevă, dar îți dau bani, ești prost? Nu, suntem în grevă. Și am intrat în vorbă cu el. Da, de ce ești în grevă? Nu vor ăștia de la primăria Parisului să mă lase cu autorizația de taxi ca să o vând. Sau să o las moștenire copilului. Și zic, păi cum să vinzi autorizația de taxi dacă aia, mă rog, e un document, ți-l-o dat așa, pe perioadă determinată, că nu-ți dă un pogon de pământ să lași urmașilor tăi sau să-l vinzi. Nu, domnule, că pot să vând, că știi cât e, 100.000 de euro, îmi zicea, ăla s-a și enervat pe mine, m-a dat 2 pași înapoi, era un socialist de la, cu tatuaje, cu tot felul de porcării pe el, sau să o lase copilului, că trebuie să lase ceva, că în Franța e greu. Și zic, bă, tu știi de unde vin eu? Din România. Din România. Și după aceea începe să-mi vorbească, a, în România, da, că acolo l-ați omorât pe Ceaușescu, ați fost niște proști. Și mă mira, bă, Doamne, dă să trăiești și tu măcar 2 ani de zile sub un Ceaușescu, da, nu în Franța, că e păcat de Franța asta, de minunăția aia de țară, da? Să mergi într-o țară unde e Noriega sau careva de asta, Ceaușescu sau Stalin, sau să vezi tu ce înseamnă comunism. Ăla era dintr-o dată cumva supărat pe mine că, vezi, Doamne, eu românul, ci că l-am împușcat pe Ceaușescu. Sunt mulți dintre ăștia. Sunt mulți pentru că, știi care e șmecheria? Încet, încet, confortul s-a liberalizat. Luxul s-a liberalizat. Altă dată, bă, acum 10-15 ani, chestia asta avea un director de bancă. Acum vine șomerul și zice, hai bă, să vedem dacă mi-a băgat prostul ăsta de stat șomajul. Adică toată lumea are acces la lux. Sau la ce consideră a fi lux. Da, dar tentațiile sunt mai mari. Păi mașina mea roșie. E mai puțin roșie decât mașina roșie a vecinului. De ce e mai puțin roșie? Să vină statul să-mi dea. Și dacă nu-mi dă statul, să mă lase să vând autorizația de taxi. Dacă nu mă lasă, votez cu comuniștii, cu Mélenchon, sau cu Eric Zemmour, da? Sau cu Marine Le Pen, sau cu extremiștii din mai știu de unde, inclusiv de la noi. De ce? Pentru că nu sunt în stare să-mi fac singur, bă. Pentru că am dat cu creta după profesori, da? Sau pur și simplu am zis, lasă bă că mi-ajunge, că am o calificare, cu asta trăiesc. Doar că, știi, e ca tâmplarul ăla care e obișnuit cu rindeaua. Băi, de la rindea s-a inventat CNC-ul, s-a inventat computerul ăla la care îi dai așa coordonatele și stai frumos lemnul la dimensiune mai bine decât l-ai tăiat tu și ți-l finisează mai bine decât l-ai finisat tu. Și mulți n-au înțeles chestia asta. N-au înțeles că se intră într-o epocă a cunoașterii. Și nu doar că e epoca asta a cunoașterii. Este o epocă a cunoașterii continue, a învățării continue. În Singapore, de exemplu, nu se mai discută despre universități. Se discută despre multiversități și universități deschise. Știi ce înseamnă asta? Eu sunt tâmplarul, German, din Cluj. Dacă nu mă duc la universitate 3 luni de zile, o dată la 2 ani, să vedem ce s-a mai inventat, cum funcționează noua tehnologie, cum cunosc oameni care au nevoie de serviciile mele, mor. Înțelegi? Economic mor.
Multiversitățile practic sunt niște hub-uri de inovație incredibile, pentru că se întâlnește ăla care studiază biologia cu ăla care studiază chimia și de acolo se nasc tot felul de, dacă vrei, complicități științifice bune pentru omenire. Da? Nu mai discutăm despre Nobel care a inventat dinamita și și-a omorât doi frați și un tată acolo când experimentele lui. Nu. Discutăm despre multiversități în care vine ăla de la info, vine și ăla de la bio, și ăla de la chimie, mai vine și ăla de la etică. Există în universități, cam peste tot în Occident, inclusiv la fizică. Îmi spunea fiul meu, tată, eu fac fizică cuantică și nanotehnologie și acum am curs de etică în fizică. Și am zis, da, băiete, că în caz că vine un dobitoc la tine și spune, băi, fă-mi o bombă nucleară că vreau să-i omor pe ea de acolo, tu poți să-i spui, băi, la etica aia, în fizică, am învățat că tu ești un dobitoc și ea trebuie să trăiască. Înțelegi? Noi încă nu prindem chestia asta. Noi suntem cu Makarenko, cu prostiile noastre sovietice din anii 60, cu un sistem debil de învățământ, iar despre finanțare nu vreau să vorbesc, pentru că ori îmi dau lacrimile, ori înjur. Și lacrimile nu mi-au mai dat de foarte multă vreme. Dar de înjurat, hai! Sănătate, noapte bună!